Ia recu de polițist. Ai recu să fii cu mașina ta cu tot. Am uitat în noi, măi, ești nebun la cap, așa-i? Da. Uite, ți-am deschis și noi ăștia. De unde, mă? Mamă, nea, Gigi. Băi, ești abia am început episodul și ne-am fugit de tot până acum, bă. Mamă. E multă mașină. O luă domnul să-ți vin. Asta mă mântai pe spate. Asta se urcă și pleacă, vine. Aolo, mă. Ce-ai făcut, mă? Tu ne-ai bușit. Tu ne-ai bușit, mă. Dar cine ne-a bușit? Dă-te jos să plătești, asigură că sunt la poliție. Dă-te jos că... Scuze, domnul. Bună, mica, merg. Mamă, dar ce mașină... Ăsta ne-a bușit și nu vrea să ne dea banii. Dă, bă, banii, stai bă, că sunt la poliție. Stai aici dacă te ține, mă. Stai aici dacă te ține. Nu fui, lasă-ne, Gigi, că sunt la poliție acum. Care? Ăsta de aici? Stai că sunt... Rămâi aici, domnul, că sunt la poliție. Nu te da jos de mașină, doar rămâi aici, da? Ăsta ți-o făcut. Nu te da jos că te sparg. Stai că sunt la poliție acum. Băiatul nu, băiatul din BMW, stai așa. Alo, domnul, mă auziți? Alo, să rămână, mă auziți? Să trăiți, domnul. Alo! Să știți alo. Că... Domnul, nu vă auziți. Puteți să veniți până aici, vă rog. Este un domn acum care... Acum vă zic un secret, am dispărut mai mult. Este un domn care a făcut accident cu mine și a venit altul și l-am pușcat cu arma fix aici pe autostradă lângă vamă. Ce zici despre asta? Păi, l-am omorât? Am sunat la poliție, păi. Stai un pic să văd ceva. Ce faci, păi, umbile ele în buzunare, băi? Nu, băi, eram curios, dar... Ai ceva pe el? Nu. Bă, uite ce n-ai curere, ești nebun, ai forson. Și-mi am dat comandă de unele. Sărac. Da? Exact, din astea, pentru costum. Pentru bărbați? Da. Nu știu, bre, nu... Bă, dar vine polițistul ăla, mă. Nu știu, mă, trag nea poliție. Persoana, a, uite, domnul polițist. Domnul polițist. M-auziți? Tu n-am auzit? Dar mutați mașina puțin pe trotuar, că nu vă lăsați în jocul drumului să intre cineva în ea. Sunteți polițist, totuși. Ferească, Dumnezeu. Buffering. Buffering, exact. Zic să mutați mașina aia pe trotar, domnul, că sunteți polițiști, toți lăsați în drum acolo mașină personală. Trebuie să sun și la un mecanic între timp, ne-a zice. Săracu, ce dracu să mai... Mamă, bă, a ciuruit. Domnul lopițist, noi am făcut accident cu dânsul, care este pe jos. Între timp, un domn a venit, a văzut accidentul, a scos arma și l-a ciurit din cap până în picioare. L-a ciurit? L-a ciurit, exact. Și a mers pe acolo. Nu a venit să face nimic, nu? Poftim? I-a dat în cap, l-a ciurit, adică i-a dat în tot corpul. Nu știu să vă zic, nu știu că ne-am speriat și ne-am întors cu domne, spatele. Domne, eu eram la telefon cu dumneavoastră, în momentul în care a venit fix aici, în dreptul ăsta, a scos arma, am pușcat și a fugit exact pe acolo. Era un îmbrăcat în negru cu o cască din ea de polițist în cap. Dar și cred că avea dreaduri sau ceva. Da, și avea niște dreaduri gri. Și a fugit în partea aia încolo. Chemați aici toată poliția, chemați să facă investigații la domnul, chemați smurdul, poate își revine domnul să-i facă respirații la vezica urinară. Sau ce se face, că na, noi nu știm, nu suntem medici. Că dacă la ciurin mai avem ce face.
Păi eu știu, a tras câteva glanțe bune, dar poate nu l-au nimerit toate glanțele, știți? Cred și că mai mult în mână. Și 50 Cent a avut 9 glanțe în el și tot a supraviețuit. Adevărat, da. Na, nu, a fost colegii mei, toți au fost așa și... Na, dar mă înțelegeți. Dar la Zmur puteți să sunați? Să vină Zmurdu, domnul, nu ar trebui să sunați pâniată la Zmur când e un rănit. Domnul, avem un rănit aici. Un mare... Doamne, ce fel de polițiști se angajează acolo, domnule. Păi când au venit aici, numai eu îi spun ce să fac. Dacă l-a ciuruit, e mort. Domnule, dar nu trebuie să spună medicul asta dacă e mort sau nu? Păi, da, domnule, dar... Dar dumneavoastră a sunat la Zmur? Investighează, mă, fie al naiba să fii. Aoleu, ce bucată e de energie. Că nu faceți nimic, nu mă atrageți. Da, stau la vamă scut, eu te-a scos pistolul. Scoate pistolul, atâta poate. Aoleu. Băi, energie, dar și tu să dai un polițist, eu te arestam în locul lui. De ce dat-o? E domnul, de când veniți aici, nu știți ce să faceți, domnul. Păi da, domn, dar eu nu-ți morgă. Nu sunteți mort? Ați omorât. Poftim? Dar să nu-i nimic de păi, că ia poliția prima dată. Nu știm, domne, că de când a venit aici n-are o treabă. Noi zicem ce să facă. Eu uite, vreau să fugă de la fapt acum. Domnul polițist, chemați-vă colegii, sunați la Zmurd, dați până stație că a fost o crimă. Domne, ziceți în stația, că intru eu să le zic. Ziceți în stația. Intrați pe 113. Bă, tu ești politic și nu știi ce trebuie să faci, mă. Alo, colegii, pe stație, mă auziți? Colegii, colegii, liniște puțin, a fost o crimă de la vamă puțin la intrare în Paleto, a fost o crimă. Un domn a venit... Aolo, scuzați-mă. Avem nevoie de tine la Pacific. Este de la Pacific. Vreți să vin să vă ajut la Pacific? A, da. Da, da. Da, da. Cum să nu? Ok. Veni singur, nu veni singur. Veniți toți. Bă, ăștia au jav la Pacific, colegii lui, mă. De asta nu pot să vin, are dreptate, domnul. Au. Domnul. Ia, Gigi. Da. Ascultă aici bine. Dă-ți pălăria jos. Stai să-mi iau armură pe mine și de acum suntem polițiști. Domnul, dacă doriți, vă de acum suntem polițiști. Aveți vreun pistol la îndemână? Bă, dați-mi pistolul dumneavoastră. Nu mai mă Gigi, hai să-l căutăm pe ăla, hai să-l căutăm pe ăla de o tras. Nu mai mă țin minte. Hai, veniți după mine, domnul polițist, că dacă îl prindem să-l arestăm. Stați puțin, domnul Chezie Bătălie. Auzi ce mi-a zis, mă, chelie, butelie. Aoleu, să moară, scuze. Eu l-am la secție locul. Da, e un detectiv. Eu l-am la secție locul. Băi, eu sunt detectiv particular, băi, eu pot să te omor acum, înțelegi? Scuze. Hai, domnul polițist, să-l căutăm, domnul polițist, veniți încoace. Auziți? Veniți să-l căutăm pe ăla de-o tras. Băi, domnul Barbo, sau cum să vă zic. Trași pe o căscuță. Băi, vină după mine, încă hai să-l căutăm pe ăla. Cred că l-omor pe polițistul ăsta, băiți. Cred că l-omor pe polițistul ăsta, jur. Uaaa! Mâinile sus, unde ești? Băi, unde ești? Că știu că ești ascuns pe aici. Ești afară din tufiș. Pe aici, ești afară din tufiș. Și unde îl găsim, Nea Gigi? La Peco. Hai la Peco, că sigurat să-l găsim acolo. Bebe Moise și cu Nea Gigi, detectiv particular. Și cu prostul ăla de polițist. Băi, ne-am intrat în rol, băi, suntem detectivi particulari. Liber aici.
nu sunt ăștia. Unde găsim bric? Că nu sunt aici. Mă sună un bombalo. Ia Gigi, ia și tu o mașină până acolo, ceva. Sau ia vin încoace. Nu-l găsim, domnul poliție, nu-l găsim, veniți încoace. Aolo, se trage, uitați, se trage în zona aia la noi. Mamă, am transpirat, băieți. Hai cu eu pe scurtătură. Păi să ascund armă, că mă iau ăia în pana mea. Au. Te duc undeva? Nu, nu, că aici am mașina, mersi. Domnii polițiști. Da, domnule. Aici a fost o crimă, domne. Am văzut, domnule, am văzut. Și colegul dumneavoastră, aveți un coleg. A, dar tu nu ești bombalou de a intra cu mașina noi? Da, eu sunt, eu sunt. Da, eu sunt. Domnule, ai un coleg, aveți, ai un coleg și mai bombalou, domnul devine acum. Felicitări. De ce e bombalou? Că nu știe ce să facă, domnule, nu știe protocolul, nimic. A venit, noi am spus, domnule, sună la Zmurdu, investighează, fă, hai cu noi, hai că te ajutăm, hai. Zmurdu nici nu răspunde la telefon, măcar. Domnule, să vă descurcați mai bine, domnule. Și a sunat domnul la Zmurdu, dar nu răspunde, că ăștia sunt mai bombalei decât noi. Aici nu te pot contrazice. Bă, criminalul cred că e cel din mașina aia roșie, Audi la roșu, cred că. Deci s-a dus la Peco acum. A plecat ăla cu Audi. Cred că ăla era criminalul, sincer. Că prea stătele aici se aude. Da, da. Și mai era unul cu motor care ieșea. Nu, ăla nu, că ăla a fost și el aici. Ia uite, mă, sun la poliție, doamne ferește, în loc să sun la mecanic. A, că se răspunde acum. Nu răspunde. Nu răspunde. Domnul, moare domnul ăsta, domnul. Faceți ceva în legătură cu el, domnul, că e păcat de inima lui. Măcar împușcați-l să nu mai miște. Exact. Bă, dar nici mecanicii nu răspund, mă. Nici mecanicii nu răspund, bă, frate, bă, e... A sunat la... La ce să sunt dacă nu răspunde nimeni? Că bine. Eu zic că e asta din mașina asta. A, deja cooldown. Și eu. Ai zis că e îmbrăcat în negru, nu? Are o cască neagră, are o cască neagră pe care ne-a de polițiști, de... Așa? Are dreaduri, are dreaduri pe sub, că... N-aveam... Bă, cu ce mașină a venit? Nu știu, mă, apur din lângă noi dintr-o dată, nu știu de unde a apărut. Că eu vorbeam cu dumneavoastră la telefon și apare la cu arma în mână. Îl împușcă pe ăsta și eu ia la fugă, pe-n spate, pe acolo, pe sub alea de... Ia, uite, uite, pe... Ăla e polițist de se duce încolo? Cred că e polițist. Hai că mă sună cineva până la urmă, nu știu cine. Bă, dumneavoastră m-a sunat domnul polițist. Din greșeală, din greșeală. Doamne, ferește. Bă, dacă nu răspund mecanici ăștia, îi spar să moară gibilan. Nu răspund. Poți să vă duc la un garaj dacă de aici. S-a adus. Da. Hai, l-a luat îngerul. L-a luat îngerașul lui. Urcă. Bă, voi doi? Sunteți cei mai bombale polițiști din oraș și ure. Adică domnul cu dreptul nu, dar ăsta cu părul alb. Ai de viața mea. Demisia, bre. Bre, dă-ți demisia și angajează-te la... Angajează-te la Smurd, bre. Ești mai... Ești mai bun acolo. Și ce faceți, domnule? Dați peste mine? Ce faci, bă, tensor de te-ai îmbrăcat așa la costum? Nu, cred că am probleme cu urechile. Dacă vorbești, să știți că nu vă aud. Serios? Băi, urcă repede la noi, că te ducem undeva. Unde n-ai mai fost niciodată. Băi, ce bați în geam, că e decapotabilă, veniți să rău în dinții aia. Doi din față pe care mi-ai. Diapazon. Ia pune, mă, pistolul în bot, nea Gigi. Ia bagă gura acolo. Ce fuge de mă? Bă, cine m-a sunat? Cine? Bă, uite cine e acolo, ești nebun la cap.
cine mă de-ai văzut până? Păi nu văd eu mâine, Gigi, uite. Păi ești nebun, nu zic că... Nu da, văd da. Eu. O, ce mă, faci, băi, păsărică? Ce mașină aveți? Ce mașină aveți, domnul? Care măsuri, mă, cu număr ascuns? Dacă ești polițistul ăla de măsuri cu număr ascuns, vin după tine și te mut la smurt. O, oh, bună ziua, bună ziua. Domnișoară? Da. Sper că tot a rămas la fel între noi doi. Normal. Mă bucur. Bă, iar, bă, fiate, trebuie să-l prindem pe polițistul ăla, să-l omorăm. Trec pe acolo, dacă-l vezi. Ce m-a rămas, pe dacă îl vezi care pistolul ăsta, îi dai glonț. Da, unde e? Uite, unde el era. Bă, de ce mă sun, mă? Ha? Ia-l dracu să fii. Bă, de ce mă sun, mă, n-auzi? Ia pune un pistol pe el. Dă-i la răz, mă, dă-l încolo. I-am făcut pană. Băi, dă-te jos din mașină, mă, n-auzi? Dă-te jos, n-auzi? Dă-te jos! Mâinile sus, ține mâinile sus. Ia, treci aici, intră înăuntru acolo, între alea, unde l-am căutat pe ăla. Hai, că ține marma pe tine, intră acolo înăuntru. Se polițist, nu e. Stai acolo! Nu fugi! Mamă, vezi că scoate arma, nebun. Aoleu, a scos arma. Băi, nu trage, băi! E tu, șapa ta, vrei să ne bate, mă? Sorry. Dar o trebuie să noi. Nu te nimerea sau ce făcea, nebun? Nu m-a nimerit, o dat în armură, o dat. A, deci o trebuie să-n tine. O înșate am dat, ești nebun. Da, da, da. Bă, dar mă suna, mă. Trebuie să mergem să luăm de pe el? Nu, mă, lasă. Mă suna, mă, nebunji, bă, nu mă mai suna că te mut la smurt. Uite ce mașină mișto pe fie. Aolo, mamă, ce am crezut că e după noi, mă simțeam așa, știi, poliția mă urmărește, au hoba. Dar tu îți dai seama că noi l-am luat de la vamă și colegii lui n-au făcut nimic? Păi ce să fac colegul lui, că l-a avut și el că e bomba lui. Nu trebuia să tragă, gen, nu trebuia să deschidă focul spans, că eu nu vreau să-l omor, dar... Era să nu te omoare pe tine, știi? Tu stăteai nemișcat în mașină. Nu, m-am pus pe spate, la un moment dat m-am ridicat, după aia iar m-am pus pe spate, zic, mă, ce se întâmplă? Și n-am vrut să trag, știi? Ia scantează eu. Trebuie să iau o mașină de 4 locuri, mă. Bă, adevărat, că niciuna, uite, n-am... M-am dormeu. Am BMW-ul meu, F10. Aia nu-i mașină. E prea șmecher să fie mașină. Uite câtă lume s-a desfăcut lângă fata aia. Domnul, vindeți mașina? Da, domnul. Da, vinde cineva o mașină de aici. Cu cât se vinde mașina aceea? 2 miliarde. Uite ce mașină, bre, uite ce mașină, bre. 2 miliarde. Domnul Pericol, cumva? Nu, nu. Se pare foarte scump. Bă, ce mașină? Bună ziua. Ce mașină frumoasă. O să urc înăuntru aici? Da, cum să nu? E, puteți intra așa. A, nu pot înăuntru acolo. Ia să le mergi. Bă, da. Ce mașină de la ruleta. Ah, dar ce mișto e, domnule, frumoasă, îmi place. O puteți face cum doriți dumneavoastră. Ce trecu ai, mă? Și cum o dori capul. Doamne, n-ai 10 milioane, să-mi dai și mie. Bine, mă, dar 1 milion nu-ți ajunge, vrei și tu 10, ești nebun la cap, dar ce dai cu ziua bancă, nu-ți dau nimic că tu ești prea din el. Pic, un pic pe gândul. Sunt aia care dă, dai să-mi dai și mie un leu, un ceva, dar tu vii direct, dai să-mi dai și mie 100 de lei. Păi da, mă, fra. N-am. Mașină bună, rău. N-am nevoie, cumpăr o mașină care prinde 600. Aștept care să se bage. Care vinde mașină? Care vinde mașină? Eu. Care? Eu. De sus, mă, ce faci, băi, te-ai ascuns aici singură?
Gata, bre. Puna, quest 2. Ia zi, ce facem? Păi ce să facem, mai dăm cu poliția? Hai să o dăm cu poliția, nu știu ce, bă. Hai mă până la jaf. Nu e slab că face o șmechere și prinde 600. Hai, scătește o mașină. Noroc! Alo, scătește o mașină. Sincer, chiar nu mă. 4 locuri să fie sau în 2? 4, că mai avem bombalei pe aici. În 4 nu e așa bună, da. Hai, bre, nu tu, Andrei, că l-am văzut pe aici. Stai, stai. Mi-i cer scuze. Nu era ăla Andrei, de tot făcea pe pisica? Ba da. Mă, era ăla Andrei. Mamă, ce oră, să-l vinzi, domnul? Nu, nu. Nu se vinde? Nu, nu. Ok, ok. Bă, să-i lași loc și lui Andrei, mă. Ia uite, mă, s-a suit Tibi aici, frate. Hai, dă-i așa că vine. Dă-i așa că vine, mă, lasă, că nu-i Andrei aici, dă-i. Păi, dar să mai ai și pe mine, Tudor, îmi dă-i, Gigi, dă-i. Dă-i, Gigi, dă-i, aia zic. Hai pe la vamă. Băi, cam ăsta e episodul, o să mergem să dăm puțin cu poliția să ne care treaba cu nea Gigi. Vă pup pe toți, nu uitați de like. Cine vede mâine dimineață la un nou episod pe serverul House România. Bă, dar n-am benzină, mă, trebuie să bag benzină acum. Benzină? Uite la benzinării și bagă benzină. Bă, dar ce scrie pe mașină? Manchuri. Mai special asta, nu? Specială, dar curbe... Frumos final de episod. Am ce zice. Sunt bine.